Aceleași prețuri mici, aceeași grijă pentru dumneavoastră. Farmacia inimii, Catena. Viitorul este mâine noastre. Trăiește curat. Colectează separat. Viitorul este mâine noastre. Trăiește curat, colectează separat. Supercom susține campionii. Bună ziua și bine v-am găsit! Ne aflăm la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Sala Europa, unde se desfășoară concursul județean de cultură generală Citești și câștigi, ediția a 10-a. Concursul este organizat de Biblioteca Județeană Ovidensușanu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara în parteneriat cu liceele și colegiile din județul Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara. Concursul este transmis în direct pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene Ovidensușanu Hunedoara Deva și pe postul local de televiziune HD365, urmând să fie difuzat de postul local de televiziune Antena 3 Deva, începând cu data de 4 martie, de luni până vineri, între orele 18 și 19, și duminica, între orele 10 și 13. Sonorizarea, ca întotdeauna, este asigurată de Bell Sounds Studio. Au fost puse în joc următoarele premii. Pentru locul întâi, 8 bărci pneumatice cu motor sprint. Pentru locul al doilea, 8 bărci pneumatice cu motor clasic. Pentru locul al treilea, 8 plăci de surf cu vâslă pentru ape stătătoare. Pentru locul 4, 8 trotinete non-electrice și căști de protecție, pachete cu cărți, trofee, diplome, precum și premii surpriză, care vor fi atribuite prin tragere la sorți chiar în ziua marii finale. Premiile sunt oferite cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și al unor sponsori generoși, precum SCA Norom SRL Hunedoara, Cofetăria Arta Deva, Banca Comercială Română, Restaurant Castello Deva, Tipografia SC Colofon prin SRL Deva, Pizzeria de la Casa Deva, DHS Bike Parts SRL, Magazin Fishing Center Deva, Ingeco SRL, The Refresh Deva, Rom Insurance Broker de Asigurare, SC Supercom SA, SC Top Tech SRL Deva și Pizzeria Veneția Deva.
Juriul care va urmări ca întregul concurs să se desfășoare în condiții optime este format din domnul Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovid Densușanu Hunedoara Deva, doamna Camelia Mestecăneanu, bibliotecar, și domnul Daniel Oprean, analist programator. Astăzi avem alături de noi două echipe care se vor confrunta, și anume echipa Colegiului Național Pedagogic Regina Maria din Deva. O să vă prezint în acest moment echipa, care este formată din Drumea Răzvan, Andrica Ioana Beatrice, Olar Denisa Nicoleta, Pătrașcu Andreea, Crotojan Alexandru, Cotuțiu Luca David și Incău David Mihai. Iar doamna profesoară Iuliana Tripa este cea care coordonează această echipă. Și de cealaltă parte este echipa Colegiului Economic Emanuel Gojdu din Hunedoara, coordonată de domnul profesor Bogdan Ciort, iar echipa este formată din Năstase Roxana, Târnăvean Lavinia, Solomon Elena, Bozac Ioana, Mocanu Mădălina, Brumă Mădălina și Șarpe Diana. Regulamentul concursului. Pe parcursul unei confruntări, concurenții vor răspunde la un set de 30 de întrebări din cele 5 domenii: științe, generalități, artă, sport, literatură, geografie și istorie. Se vor adresa întrebări care vor avea fie 4 variante de răspuns, din care doar o variantă este corectă, fie întrebări cu răspuns adevărat, fals. 15 întrebări vor fi alese din temele stabilite de organizatori, iar alte 15 vor viza cunoștințele acumulate de elevi școlar și extrașcolar. Dificultatea întrebărilor va crește de la o etapă la alta. Întrebările și variantele de răspuns vor fi afișate pe ecranul de proiecție din fața voastră. Pentru ambele echipe, liderul de grup va alege răspunsul pe laptopul aflat în față, iar la expirarea timpului, varianta aleasă va apărea automat pe ecran. Timpul alocat unei întrebări și răspunsului este de un minut. În acest timp, liderul echipei poate anula răspunsul ales, iar când timpul expiră, ecranul se va bloca. Un răspuns corect înseamnă un punct. Echipa cu cele mai multe răspunsuri corecte va fi declarată câștigătoarea confruntării. În clasamentul general pe grupe, pentru fiecare dispută câștigată, se vor acorda 3 puncte. Echipele aflate la egalitate vor primi un punct, iar echipa care va pierde nu va fi punctată. Nu uitați că pe parcursul competiției puteți folosi o rezervă cu condiția ca schimbarea să fie anunțată înaintea adresării unei întrebări, iar rezerva va rămâne în concurs până la final. Vă doresc mult succes și eu zic să dăm startul primei competiții. Cum se numește cel mai mare râu interior al României, care străbate Moldova de la nord la sud? A. Mureș, B. Olt, C. Siret, D. Bistrița. Și varianta corectă este cea aleasă de ambele echipe, anume C, Siret. Fiecare primește câte un punct aici și mergem la întrebarea numărul 2.
care era cel mai important zeu din panteonul Incaș? A. Inti, B. Viracocha, C. Ra, D. Horus. Și varianta corectă este B. Viracocha este cel care se naște din apele lacului Titicaca. Așadar, aici nu ați oferit răspunsul corect, niciuna dintre echipe. Nu-i nimic, mai avem întrebări, mergem la 3. De-a lungul carierei sale științifice, Marie Curie a primit premiul Nobel în două domenii distincte, în fizică și chimie. A. Adevărat, B. Fals. Ambele echipe aleg varianta A, adevărat, și este corect. Într-adevăr, Marie Curie a primit atât premiul Nobel pentru fizică în anul 1903, cât și premiul Nobel pentru chimie în anul 1911. Întrebarea numărul 4. Mandibula face parte din oasele craniene și este un os fix. A. Adevărat, B. Fals. Varianta corectă este cea aleasă de voi, și anume B, fals. Mai departe, întrebarea numărul 5. Din ce țară era echipa de tenis masculin care a învins selecționata României în primul tur al Cupei Davis în toamna anului 2023? A. Thailanda, B. Japonia, C. China, de Taiwan. Da, cu 3-1 am la bătaie de la Taiwan. Într-adevăr, așa cum ați ales și voi, este răspunsul corect, de Taiwan. Așadar, primiți aici câte un punct. Scorul este 4-4 și noi vedem întrebarea numărul 6.
se numește fructul stejarului? A. Ghindă. B. Jir. C. Castan. D. Bob. Varianta corectă este A, ghindă, e ceea ce ați ales și voi. Întrebarea numărul 7. În ce oraș s-au născut membrii formației The Beatles? A, Londra. B, Dublin. C, Liverpool. D, Manchester. Și ambele echipe aleg varianta C, Liverpool, și într-adevăr acolo s-au născut și acolo au crescut toți cei patru membri ai formației The Beatles, deci este corect. Întrebarea numărul 8. Care dintre următorii scriitori nu a fost un poet simbolist? A. George Coșbuc. B. Alexandru Macedonski. C. George Bacovia. D. Tudor Arghezi. Și varianta corectă este A, George Coșbuc. Așadar, punctul merge la la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria. Mergem mai departe. Care este punctajul maxim care se poate obține într-o competiție de scrimă pe echipe? A, 21 de puncte. B, 36 de puncte. C, 60 de puncte. D, 45 de puncte. Varianta corectă era D. E vorba de 45 de puncte. Așadar, aici nu primiți punctul. Întrebarea numărul 10. Ce oraș trebuie să viziteze iubitorii de artă pentru a vedea Muzeul Prado? A. Madrid.
B. Barcelona. C. Paris. D. Torino. Varianta corectă este A, Madrid. Și punctul merge la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva, iar scorul este de 8 la 6. Să vedem următoarea întrebare. Ce film, care îl are ca protagonist pe actorul George Mihăiță, a fost interzis de cenzura comunistă? A. Țărmul nu are sfârșit. B. Reconstituirea. C. Răpirea fecioarelor. D. Drum în penumbră. Varianta corectă era B, reconstituirea. Puteți să-l căutați pe YouTube să vedeți scene din film, e destul de vechi. Așadar, aici nu ați oferit răspunsul corect, nu primiți niciun punct. Mergem la întrebarea numărul 12. Ce fizician italian a inventat pila electrică, numele său fiind dat unității de măsurare a tensiunii electrice? A. Enrico Fermi. B. Alessandro Volta. C. Luigi Galvani. Sau D. Galileo Galilei. Și ambele echipe aleg răspunsul corect, B, Alessandro Volta, într-adevăr. Întrebarea numărul 13. Poznă nu înseamnă A, năzbâtie. B, șotie. C, fotografie. D, ștrengărie. Ați ales, într-adevăr, răspunsul corect. Ce? Fotografie. Văd că nu sunteți poznași, sunteți serioși, v-ați pregătit foarte bine. Trecem la întrebarea numărul 14. Romanul Maestrul și Margareta a fost scris de mai multe ori de Mihail Bulgakov din memorie. A. Adevărat. B. Fals. Thank you.
Și ambele echipe aleg varianta corectă, adică A, adevărat. A fost scris de mai multe ori de Mihail Bulgakov, acest roman din memorie. Să trecem la întrebarea numărul 15. Elisabeta I este cunoscută și sub numele de Gloriana. A. Adevărat. B. Fals. Varianta corectă nu este ceea ce ați ales voi, pentru că Elisabeta I, regina Angliei, era cunoscută și sub numele de Gloriana sau regina Fecioară. Așadar, aici nu primiți niciun punct. Noi am parcurs 15 din cele 30 de întrebări, suntem la jumătatea concursului, iar scorul este de 11 la 9 în favoarea Colegiului Național Pedagogic Regina Maria. Din Deva, vrei să spui? Faci o schimbare acum? Cine intră în echipă? Până intră Mădălina Mocanu în echipă, eu vreau să vă reamintesc că acest concurs este organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu-Suceava-Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, în parteneriat cu liceele și colegiile din județul Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara. Dacă sunteți pregătiți, să mergem mai departe? Da? Vedem întrebarea numărul 16. Unde ating anzii cea mai mare lățime? A. Ecuador. B. Bolivia. C. Peru. D. Mexic. Ambele echipe aleg varianta A, Ecuador, însă varianta corectă este B, Bolivia. În Ecuador, anzii n-au decât vreo 200 de kilometri lățime, pe când dinspre Chile, spre Bolivia, Bolivia ating 600 de kilometri lățime. Așadar, nu primiți aici niciun punct, căci răspunsul corect este Bolivia. Mai departe. Regele cicatricilor și legea lupilor fac parte din seria Nicolae Lanțov, scrisă de A. Lee Bardugo, B. Robin Hobb, C. Brandon Sanderson sau D. Philip Roth. Ambele echipe aleg varianta corectă. A. Lee Bardugo. Poate ați citit cărțile? Nu?
Le recomand, le veniți la bibliotecă și le împrumutați, pentru că le avem. Următoarea întrebare. Care era numele real al lui Marilyn Monroe? A. Norma Jean Mortensen. B. Bernice Baker. C. Norma Gifford. Sau D. Gladys Pearl. Și ambele echipe aleg varianta corectă, era Norma Jean Mortensen. Următoarea întrebare. Cine a scris trilogia Millennium, făcând cunoscute personajele Mikael Blomkvist și Lisbeth Salander? A. Stieg Larsson. B. J.K. Rowling. C. Hania Hanigara. Sau D. Nicola Barker. Și varianta corectă este A. Stieg Larsson, iar echipa care răspunde alegând această variantă A este Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Punctul merge la ei, iar scorul este de 14 la 11 în acest moment. Mai departe. Strâmtoarea Mozambic separă Madagascar de continentul african. A. Adevărat. B. Fals. Varianta corectă este A, adevărat, și punctul merge la Colegiul Economic Emanuel Gojdu din Hunedoara. Întrebarea numărul 21. Muntele Găina, locul unde se desfășoară anual una dintre cele mai cunoscute sărbători populare din România, Târgul de Fete, se găsește în județul A, Hunedoara, B, Cluj, C. Alba de Sibiu. Și varianta corectă este C. Alba, nu e nici un munte Găina și nici un târg de fete la noi în Hunedoara. Este în județul Alba, așadar punctul merge la Colegiul Economic Emanuel Gojdu din Hunedoara și
Scorul este de 14-13 în acest moment, strâns pentru Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Să vedem întrebarea numărul 22. Ce culoare are în general diamantul în stare pură? A. Albastru, B. Alb, C. Roz, D. Incolor. Și varianta corectă este de incolor. Da? Așadar, punctul merge la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Scorul este de 15-13. Dar mai avem întrebări. Mergem la întrebarea numărul 23. Unde se găsește altitudinea maximă din podișul Getic? A. Dealurile Argeșului, B. Dealurile de vest, C. Podișul Mehedinț, D. Valea Motrului. Și răspunsul corect este A, dealurile Argeșului. Da? Punctul merge la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Întrebarea numărul 24. În ce an a debutat în România procesul colectivizării forțate a agriculturii? A. 1948, B. 1953, C. 1949, D. 1965. Și este vorba de anul 1949, în martie 1949, deci varianta C este cea corectă. Punctul merge la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Întrebarea numărul 25. Când a avut loc zborul demonstrativ al primului avion românesc cu reacție pentru pasageri, Rombac 1 11. A. 1982, B. 1962, C. 1992 sau D. 2022. Ambele
echipe aleg varianta A, 1982, varianta corectă. Într-adevăr, atunci a avut loc zborul demonstrativ de pe aeroportul Băneasa. Mai departe. Cum s-a numit localitatea în care s-a născut Avram Iancu? A. Vidra de Sus, B. Țebea, C. Brad, D. Abrud. Varianta corectă este A, Vidra de Sus, iar cei care au oferit răspunsul corect este echipa Colegiului Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Scorul este de 19 la 14 în acest moment. Mai departe. Poveștile Peleșului au fost scrise de A, Nina Casian, B. Elena Văcărescu, C. Regina Maria, D. Carmen Silva. Răspunsul corect este D, Carmen Silva, o altă regină, dar Elisabeta, da, nu Maria. Așadar, nu primiți aici niciun punct. Noi mergem la întrebarea numărul 28. Ne apropiem de final. În ce localitate s-a născut Napoleon Bonaparte în anul 1769? A, Sardinia, B, Ajaccio, C. Stromboli, de Corfu. Varianta corectă era 15 august 1769, Ajaccio, Corsica. Acolo s-a născut Napoleon Bonaparte, așadar nu primiți aici niciun punct. Întrebarea 29. Ce general francez din timpul celui de-al doilea război mondial a fost avansat postum la gradul de mareșal al Franței în anul 1952? A. Philippe Leclerc, B. Philippe Pétain, C. Claude Victor Perrin sau D. Étienne Maurice Gérard.
Varianta corectă este A, Philippe Leclerc, nu varianta D pe care au ales-o ambele echipe. Așadar, nici aici nu primesc niciun punct. Și mai avem o întrebare din concursul nostru, întrebarea 30. Pe teritoriul cărui județ se găsesc vulcanii noroioși? A. Județul Vrancea, B. Județul Brăila, C. Județul Dâmbovița, D. Județul Buzău. Varianta corectă este de județul Buzău. Așadar, cei care au ales această variantă și care primesc punctul sunt echipa Colegiului Național Pedagogic Regina Maria din Deva, care încheie concursul cu 20 de puncte și sunt și câștigătorii acestui prim meci din cadrul concursului nostru de cultură generală Citești și câștigi, care a ajuns la ediția 10-a și astfel au primit 3 puncte în clasamentul general pe grupe, dar mai aveți încă meciul de jucat. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participarea voastră și pentru că v-ați descurcat minunat la primul meci și să mulțumesc sponsorilor concursului nostru: Sece Anorom SRL Hunedoara, Cofetăria Arta Deva, Banca Comercială Română, Restaurant Castello Deva, Tipografia Sece Colofon Print SRL Deva, Pizzeria de la Casa Deva, DHS Bike Part SRL, Magazin Fishing Center Deva, Ingeco SRL, The Refresh Deva, Rom Insurance Broker de Asigurare, Sece Supercom SA, Sece Top Tech SRL Deva, Pizzeria Veneția Deva. Iar pe cei care ne urmăresc, îi invit să nu plece din fața calculatoarelor dacă ne urmăresc pe Facebook și să urmărească și echipele care vor participa în concursul nostru. Și e vorba de cei care de la ora 12 intră în concurs, Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani și Liceul cu program sportiv Cetate Deva. Eu vă mulțumesc! Sănătoasă iubește mai mult și viața e mai frumoasă de când o ascult. Bate într-una și bate răzând, dragostea iar mă va face să cânt. O inimă sănătoasă iubește mai mult.